Știrile TVR vor produce mai multe telejurnale cu grafică nouă, conținut și stil de prezentare adoptate fiecărui tip de conținut. Ziua începe la TVR1 cu un matinal de actualități și se încheie cu un jurnal de sinteză. TVR va avea două programe de știri noi, la 13 și la 19. Bună seara, sunt Raluca Arvad, bine v-am găsit la telejurnal. Raluca Arvad, Stella Popa, Teodor Antonescu, Dorina Florea, dar și două mari campioane internaționale, gimnastele Sandra Izvașa și Monica Roșu, intră în echipa de prezentare a programelor realizate de știrile TVR. De mâine ziua începe și se termină cu programe de actualități la TVR1. Telejurnalul matinal va avea două ore, iar ora de știri aduce o sinteză a subiectelor zilei. Fiți pregătiți? De săptămâna viitoare ne bem cafeaua împreună în fiecare dimineață, începând cu ora 7. La telejurnal matinal. De luni ne mutăm, vă așteptăm la ora 23 pe TVR1. Actualitatea momentului o veți afla din telejurnalele prânzului, la ora 13 pe TVR2 și ora 14 pe TVR1. Sunt Teodor Antonescu și vă aștept la primul telejurnal al prânzului de la ora 13 pe TVR2. Doamnelor și domnilor, aici se încheie știrile prânzului, urmează sport și datele despre vreme. La prânz vor fi și știri din sport. Salutare, sunt Monica Roșu. De săptămâna viitoare vă dau întâlnire la prânz pentru a urmări jurnalul din sport. Fiți alături de mine, fiți alături de noi, vă aștept! Ora 19 va aduce și primul telejurnal complex al zilei realizat de Televiziunea Română. Pe canalul 2, Raluca Arvat aduce cele mai importante informații ale zilei de luni până vineri și va da pasa esențială lui Mihai Constantin pentru consacratul telejurnal de la ora 20 pe TVR1. Sâmbăta și duminica se schimbă echipa. Stella Popa pe TVR2 și Dorina Florea pe TVR1. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit la telejurnal. Sunt Stella Popa și vă invit la știri. Sunt Dorina Florea și mă bucur să ne revedem la telejurnalul din weekend la TVR1 de la ora 20. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Pe TVR1 urmează telejurnalul cu Mihai Constantin. Printre atâtea noutăți și schimbări interesante, cred că vă este de folos să rămâneți și cu un reper clasic. Ca și până acum, vă pregătim toate știrile relevante ale zilei și vă aștept în fiecare seară la ora 20 pe TVR1.